Am discutat despre cu domnul Kelemen Hunor, mi-a spus despre discuțiile pe care le-au avut în cadrul Uniunii, în această vară, înainte de începerea sesiunii parlamentare, spunându-mi că au decis în unanimitate să continue colaborarea cu coaliția majoritară. Sigur, dacă dorim și noi, am spus că și PSD și ALDE dorește să continuăm această colaborare parlamentară. Și așa cum am lucrat în prima sesiune, vom lucra și în a doua sesiune. De asemenea, un lucru firesc, o să îmbunătățim modul de colaborare și de informare. În fiecare săptămână trebuie să fie o întâlnire liderii grupurilor parlamentare PSD, ALDE și UDMR pentru a se informa reciproc și pentru a stabili de comun acord și cu liderul minorităților naționale, pentru a stabili de comun acord agenda legislativă pentru săptămâna care urmează.